Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție. Astăzi, împreună cu domnul dr. Ovidiu Peneș, vom discuta despre principalii factori de deces în urma infectării cu noul coronavirus. Bună ziua, domnule doctor, și bine v-am găsit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule doctor, am observat că majoritatea pacienților cu COVID-19 care au decedat aveau deja alte boli, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare sau obezitate. De ce se ajunge la deces de cele mai multe ori în astfel de situații? De ce se ajunge mai frecvent? Că au, oamenii care au avut și alte probleme asociate au reprezentat statistic mai mulți dintre cei decedați. Deci, ideea e că atunci când intră un astfel de virus în corpul tău, el îți parazitează celulele și îți obligă celulele să producă miliarde de alte virusuri. Astfel, infecția se împânzește în toate celulele corpului, sau în special în celulele pentru care virusul are preferință. Anumite celule din corp pot să primească virusul, altele sunt protejate, că nu au receptori pentru virus. Cert e că acest coronavirus infecta în special arborele respirator, la anumite vârste tot tubul digestiv, pentru că erau asociate cu mai puține fenomene de respirație, tuse și probleme pulmonare, și însă cu mai multe probleme de tipul digestiv, diaree, balonare, stări generale de vomă, greață, ficatul, la mulți le afecta creierul și cu alterarea stării de gândire. Inclusiv la tineri, mulți au avut problema asta cu simțul gustului și mirosului, deci le-a afectat și transmiterea nervoasă între simțul mirosului și al gustului și creier. Deci o serie întreagă de fenomene. Acum, dacă tu anterior și virusul ăsta îți afectează și inima, au fost oameni care au avut doar problema cardiacă, ca principală problemă care le-a amenințat viața și sănătatea, a fost inflamarea foițelor care înfășoară cordul și anumite afectări ale mușchiului inimii. Deci, vedeți că virusul ăsta a fost așa foarte ciudat și a afectat foarte multe organe importante, drept pentru care pacienți care aveau deja probleme anterioare, tensiune mai mare, probleme cu insuficiența inimii, deja existentă, când a venit virusul ăsta n-a făcut decât să agraveze și să precipite și mai mult, și mai rapid problema inițială și astfel să amenințe viața și apoi chiar să decedeze. Problemele cu pacienții care aveau o boală pulmonară cronică, antecedente. Fumătorii care deja își afectează cronic plămânul, cu inflamație, cu scăderea imunității la nivel pulmonar, cu rigiditatea uretelui ăla care e plămânul, care trebuie să se extindă la maxim și să primească aerul, cu vasele de sânge mici care amestecă, preiau oxigenul din aer și îl duc la celelalte organe și sisteme. Inclusiv s-au descoperit probleme de coagulare a sângelui în tot corpul. Coagulare intravasculară diseminată. Vă dați seama, când apare așa ceva, afectează și vascularizația plămânului și vascularizația întregului corp. Afectează și funcția renală, și funcția hepatică, și funcția digestivă. Ori tu dacă ești și diabetic, necontrolat, când ai diabet, glucoza nu poate să intre în celule, celulele tale n-au suficientă energie și așa sunt la limita subsistenței pentru că nu sunt hrănite suficient cu glucoză, dar peste asta nici celulele sistemului imunitar nu sunt hrănite cum trebuie la diabetic și atunci nici imunitatea nu funcționează bine, astfel încât celulele tale albe să identifice virusul, să-l omoare, să producă anticorpi împotriva lui și să identifice mai ușor virusul și să-l omoare. Deci toate lucrurile astea sunt disfuncționale și atunci omul e lipsit de apărare când are multiple astfel de boli în fața infecției cu virusul. Mai mult, răspunsul inflamator al organismului începe să producă niște molecule care aceste molecule atacă și mai rău organele deja afectate. Un plămân care deja avea o boală cronică, un plămân care era deja de fumător, un cord, o inimă și niște vase de sânge deja rigide, afectate de insuficiența cardiacă, de hipertensiune. Nu e mult. Limita de rezistență a acestora e mică. Deci și așa mai aveau puțin până să se degradeze.
virusul ăsta și inflamația întregului corp, răspunsul la infecție nu face decât să dărâme și mai mult ceva care deja era aproape dărâmat. Și de aceea, aceștia au fost, din nefericire, pacienții care au făcut față greu infecției cu virusul și n-au ieșit învingători. Dacă e să ne oprim puțin strict asupra diabetului, știm că sunt mai multe tipuri de diabet. Care este cel mai des întâlnit? Vedeți, noi, societatea actuală, așa numită societate modernă, care se expune la toate produsele astea procesate, toate produsele astea stropite, toate dulciurile, zaharurile astea inventate, zahăr, tone de zahăr găsești în mâncare, în băuturi, în fructe, în orice, da? Totul este supradimensionat și se adaugă zahăr de către industria alimentară. Este și foarte ușor ca toți să facă o formă sau alta de diabet. Respectiv, majoritatea oamenilor care trec de 27-28 de ani, de prin toate țările, pentru că toți mănâncă același lucru, băuturile carbogazoase pline de zahăr, mâncărurile care sunt pline de zahăr, până și sosurile, totul are zahăr, dacă vă uitați pe etichetă. Fiind atâta zahăr, se pune presiune foarte mult asupra organului alea care se află aici, pancreasul, care trebuie să producă insulină. Asta produce mult mai multă insulină, care e un hormon care trebuie să regleze nivelul zahărului în sânge. Or, dacă noi mâncăm foarte mult dulce, foarte mult alcool, zahărul în sânge crește brusc la concentrații foarte mari. Și insulina se secretă pe măsură în încercarea de a menține glicemia jos și de a băga glucoza asta în celule. Însă, cu cât ai mai multă insulină și repetat, ea trebuie să acționeze pe un buton la celulă ca să-i zică celulei, bagă glucoza asta în celulă. Și dacă tot apasă pe butonul ăsta și apasă și apasă de 20 de ori, de mii de ori, butonul se strică. E așa numita rezistență la insulină și sindromul metabolic. În ce să vă pui greșină pe burtă și un cerc vicios. Apare boala cardiovasculară, apare. Deci sindromul ăsta metabolic, care e un fel de prediabet, este prezent la foarte mulți oameni, mai ales la cei care mănâncă, așa zis, normal și care nu au mare atenție să la alimentație și la viața lor, la sport și alte lucruri. Este foarte posibil ca foarte mulți oameni să aibă această problemă și să nu știe de ea? Exact, să nu știe de ea, pentru că nu toată lumea își face periodic aceste analize, pentru că până să înceapă să crească zahărul din sânge, ăla măsurat dimineața de faci tu glicemia în fiecare dimineață, o dată pe an, până se apuce să crească zahărul din sânge, sindromul ăsta metabolic deja s-a instalat, adică acest prediabet deja e vizibil pentru alte analize mult mai sofisticate care nu se fac de obicei și tu duci ca un tribut al traiului într-o țară foarte industrializată și într-un oraș mare și cu foarte mult stres, că să vedeți că și stresul stimulează glandele suprarenale care aruncă cortizol în sânge și cortizolul ăsta crește și el glicemia și agravează diabetul. Deci, foarte mulți oameni au diabet sau au o fază de prediabet. Deci probleme cu glicemia și într-o formă sau alta probleme cu sistemul imunitar. Ori dacă ai probleme cu sistemul imunitar, răcești repede, te infectezi repede, faci gripe foarte frecvent, faci multe alte infecții, te vindeci greu și dacă intri în contact cu coronavirusul, ești mai ușor de infectat decât un alt om care nu are această problemă. Da? Dacă ești un pic obez, și iară foarte mulți dintre oamenii din prezent sunt supraponderali, mai ales după vârsta de 30 de ani, când hormonii nu-i mai ajută, ceilalți hormoni care te țin tânăr și care te țin în formă, încep să nu te mai ajute și automat te expui acestui risc. Dar o persoană care are diabet, dar nu este insulinodependent, iar în momentul în care ar fi posibil să contacteze coronavirusul, poate sfârși la fel de rău precum o persoană care e deja dependentă de insulină? Cu cât nu știi că ai diabet și cu cât nu ești controlat terapeutic, deci nu primești un tratament care să-ți mențină funcțiile cât mai normale, glicemia, deci nivelul zahărului în sânge cât mai normal, cu atât la risc mai mare ești. Cu cât ești mai echilibrat în urma unui regim de viață, un regim de tratament,
și glicemiile tale sunt mai echilibrate și funcțiile metabolice sunt mai echilibrate și începi să scazi riscurile, nu? Și să ai probleme mai puține cu sistemul imunitar. Deci este și foarte important cât, așa cum se spune în medicină, cât de decompensat e diabetul, adică cât de mult ai grijă de boala ta metabolică, cât de mult ai reușit să reversezi din ea, cât de mult te preocupă să respecti cantitățile. Ai o viață de diabetic, e o viață grea, cu mâncare cântărită, cu doze, cei care au de luat antidiabetice, trebuie să le ia în anumite momente tablete, să-și calculeze cantitatea de mâncare, tipurile de mâncare pe care au voie să le mănânce și în ce ordine și în ce succesiune, sau cei care dau și insulină, insulinodependenți, să-și administreze anumite doze de insulină rapidă, de insulină lentă. Deci e o viață destul de complicată, însă dacă omul se tratează și își menține metabolismul corect, cât mai corect chiar în prezența acestei boli, evident că și riscurile infecțioase scad semnificativ. Suntem în perioada asta a sezonului alergiilor. Cei care suferă de alergii sau astm alergic sunt mai predispuși la infecția cu coronavirus? Cum spuneam, virusul ăsta avea la mulți pacienți tropism sau preferință pentru a ataca arborele respiratorii, atât din punct de vedere al vaselor sângelui, din plămâni, dar și asupra plămânului efectiv al țesutului pulmonar, al celulelor plămânului. Și atunci, dacă pacientul avea astm bronșic sau boli alergice care afectau plămânul, el nu se ventila cum trebuie. El nu avea deschise toate cămăruțele alea, alveolele alea care trebuie să se umple cu aer. Sau nu se ventila cum trebuie pentru că tubușoarele alea care duc aerul către cămăruțe nu erau complet deschise. Mai mult, chiar alergiile în general reprezintă un răspuns imun al organismului împotriva unor lucruri. Celulele corpului, structurile corpului nostru, autoimunitatea, sau unor rol de lucruri, cum ar fi intoleranțe alimentare, alergie la un detergent, alergie la pișcătura unei gângănii. În sfârșit, sistemul imun e preocupat să producă în continuu pentru un acarian, pentru o chestie pe piele, pentru o altă chestie alimentară, să producă anticorpi care să atace acel lucru. Deci vă dați seama că un astfel de sistem imun ocupat cu alte lucruri nu o să fie prezent și cu toate forțele pregătit când intră în contact cu coronavirus. Deci va avea deficit de soldați, deficit de resurse, va răspunde mai prost, mai incompetent, mai greu și poate fi mai ușor răpus de virus. Adică virusul întotdeauna e un echilibru între cât se mulțește virusul și cât reușește sistemul imun să-l omoare și cât de repede, ca să nu apară complicațiile. Deci dacă știi sistemul imun ocupat cu o alergie, cu un astm, cu astfel de lucruri, șansa să faci o formă mai gravă și să te vindeci mai greu e foarte mare. Anumite rapoarte au arătat înregistrări precum decesele în cazul bărbaților sunt mai frecvente decât în cazul femeilor. Sunt bărbații mai predispuși la infectarea cu COVID-19? Or fi, pentru că statisticile astea demonstrează. Însă nu s-a văzut o legătură directă între nivelul de testosteron, de exemplu, care nu face decât să stimuleze imunitatea, și sau nivelul de estrogen, da? Și această infecție cu virus. Deci cauza hormonală nu poate fi luată în calcul. Poate e mai degrabă o cauză comportamentală. Se știe că doamnele sunt mai atente cu detaliile, cu igiena, cu a respecta anumite reguli decât bărbații, care sunt niște firi mai curajoase și care uneori poate au tendința și să se miște mai mult, în special în perioadele de izolare. Ei sunt cei care au ieșit mai mult din case, care au asigurat bunurile familiilor, dar și totodată ei sunt și aceia care sunt mai puțin atenți cu măsurile de igienă. Doamnele sunt mai atente și prin prisma copiilor să îngrijească, să spele mai mult, să igienizeze mai mult, să respecte mai mult normele. Și probabil că la nivel global asta s-a întâmplat, de statisticile ne-au arătat mai mult că bărbatul face aceste infecții. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi și vă mulțumesc că ne-ați răspuns la întrebări. Mare drag, vă doresc multă sănătate. Și dumneavoastră la fel, să ne revedem cu bine într-o nouă ediție și săptămâna următoare. Vă urez o zi cât mai plăcută în continuare, la revedere!